Au condus bine așa în lateral pe Jorza. Aici Drăghiceanu încearcă să intre, dar un contact acolo cu un adversar. Ciudată fază la FCSB. Până la urmă, da, să încerci să protejezi o astfel de minge, cu siguranță vom avea și o reluare la acest duel. Din alunecare reușește să respingă. E penalti? Nu. Ce face acolo Robinho, Cristocea, Drăghiceanu? E gol! Rapidul! E un gol totuși norocos marcat de Giuleștean pe o mare greșeală în defensiva FCSB-ului. Principalul vinovat totuși Ducan cu acea fază. Nu știu dacă nu cumva n-a fost penalti din prima, dacă nu l-a luat acolo pe Vlada. Apoi Robinho a întârziat șutul, s-a tot căutat poziția cea mai bună. Într-un final, Drăghiceanu reușește să marcheze cu un șut deloc grozav, dar bine plasat până la urmă, un șut bine plasat. Și iată că totuși Rapidul deschide scorul acum pe finalul primei părți. Da, i-am lăudat pe fundașii central, pe Tudose și pe Cană, dar ei au greșit aici. Mai întâi Tudose, pentru că nu era o fază care să necesite o deposedare prin alunecare. Adversarul Robinho era la vreo 2 metri de el. Osnagov, din nou Clistei, Oane a venit la învăluire, Oane intră, apără, gol! Răghiceanu, omul potrivit la locul potrivit. Pentru a doua oară în acest meci. Cât de bine a acoperit mingea asta, dar sigur a fost o fază ușoară până la urmă. Da, a dat cu latul, avea poarta goală la dispoziție, lovește bine balonul. 2-0, se desprinde Rapid, grație acestui început de repriză secundă formidabil. Iată-l și pe Mircea Lucescu, cel care a construit Rapidul modern, dacă vreți, prin acea revenire în fotbalul românesc în 1998. Iată șutul lui Oanea și cu latul Drăghiceanu împinge balonul în poartă. Nu prea avea cum să rateze. Da. Mai bine te duci cu latul decât să încerci un risc.